Știai că poți face bani cu ajutorul Google Imagini sau Google Images? Este foarte simplu, o să-ți arăt o metodă foarte interesantă de care foarte puțini oameni știu, prin care imaginele de pe Google îți pot aduce bani. Mai exact, site-ul acesta te poate plăti 15 cenți pentru fiecare view pe care îl ai la poză. Deci, practic, nu trebuie să-ți cumpere cineva o poză și vei fi plătit 15 cenți. Salutare, oameni buni, bine ați venit pe canalul Oli. Ca de obicei, facem înainte de intro o chestie asta în care vă spun că trebuie neapărat să dați like la videoclipul acesta pentru că altfel nu-mi dau seama că vouă, vă plac clipurile pe care le fac eu și în acest fel aduce mai multe like-uri decât dislike-uri pentru că sunt mulți hater pe canal, știți voi ce zic, că asta e o glumă mai mult. Dacă vă place conținutul pe care îl fac, ar fi foarte mișto să vă abonați, să puneți notificările pentru că încerc să lansez de 3 ori pe săptămână un filmuleț prin care să vă arăt o nouă metodă prin care puteți face bani online. Bineînțeles, o să vă zic încă de început că metodele acestea nu funcționează pentru toată lumea, contează foarte mult cât îți dai interesul și veniturile pot varia în funcție de cât îți dai interesul și cât muncești pentru ele. Astăzi voi arăta, cum am spus din intro, o metodă prin care poți folosi imaginele de la Google să ți aducă un venit. Mai exact 15 dolari pentru fiecare vizualizare pe care o faci tu la fiecare poză, de fapt nu o faci tu, o fac cei care vor vedea pozele pe acest site o să arăt imediat și site-ul, tot ce trebuie să faci este să fii foarte foarte atent până la final pentru că îți va arăta niște pași foarte importanti pe care trebuie să îi folosești, în felul acesta vei ști sigur că vei avea șanse mai mari de câștig și nu vei avea alte probleme pentru că este foarte important să știi cum să selectezi imagine de pe Google Images. Ok? Bun. Așa că hai să trecem la treabă să vă arăt site-ul și să vă arăt despre ce este vorba pe total. Site-ul de care v-am povestit în intro se numește Click a Snap. ClickASnap. ClickASnap.com tot ce trebuie să faceți este să intrați pe clickassnep.com și să vă faceți un cont, este destul de simplu, dați aici sign-up și urmăriți pașii care sunt destul de simpli, mai exact puteți să vă puneți adresa de e-mail, un username, de două ori parola și puteți să vă creați contul sau puteți să dați uh, direct cu Facebook, de exemplu, uh, să vă creați un cont direct cu Facebook-ul, deci, vă zis, nu este deloc greu. Uh, trebuie să vă faceți contul destul de simplu adică nu e nimic complicat, o să primiți un e-mail de confirmare pe adresa ta voastră de e-mail și cam atât. Bun, și cum v-am arătat și din intro un quick snap o să vedeți voi aici că primiți 15 centi per photo view ok, minimul de payout este 15 dolari, deci este foarte foarte puțin, practic, dacă cineva îți vede poza de 100 de ori vei putea face bani și îți va arăta exact cum poți să faci rost de poze pe care le poți aploada de pe Google, pentru că este un secret pe care unii dintre voi îl știu sau alții nu știu, să spun așa, o să vi-l arăt la tot, tocmai de aceea e foarte important să stai la final. După ce îți vei face contul, este destul de simplu, te poți loga, haideți să mă loghez că eu deja am contul meu făcut, tot ce trebuie să faceți este să vă logați și după aceea veți putea Apla poze. Și vedeți voi ce poze sunt aici. Acestea clar au zero views pentru că sunt foarte, foarte dubioase. Lumea uploadează foarte, foarte multe poze. Uitați-vă și voi ce poze câteodată găsești pe acest site. Important este să știți că veți putea primi 15 cenți pentru fiecare foto view, să zic așa, pentru fiecare vizualizare care o ai la fotografiile tale. Tot ce trebuie să faci este să dai aici upload și poți aplauda pozele pe care Normal stage upload your own photos or get banned. ca să nu fii banat, o să vă arăt imediat o chestie foarte mișto pe care o puteți face pe Google și o să vă dau și niște sugestii. Poți să aplaudezi inițial 100 de poze, vedeți și voi în cazul în care aplaudați poze care nu au view după aceea puteți să le ștergeți pe cele care nu au view și să aplaudați altele. Bun, eu am căutat aici Landscape. Tot ce trebuie să faceți este să dați click pe butonul Instrumente și la dreptul de utilizare dați licență Creative Commons. Lucrul acesta vă va garanta faptul că puteți folosi folosi aceste imagini fără să fiți dați în judecată, de exemplu, pentru că ați folosit acea imagine. Dacă puneți licență Creative Commons, asta înseamnă că puteți folosi orice drept din această fotografie. Și după ce ați făcut lucrul acesta, tot ce trebuie să căutați sunt imagini cât mai interesante, cât mai faine, care, de exemplu, nu au credite dintre astea pe ele, pentru că unele din ele au credite, și vă uitați să găsiți ceva foarte, foarte, foarte interesant. De exemplu, ați găsit-o pe aceasta, are o rezoluție foarte bună, tot ce trebuie să faceți este să dați click dreapta și apoi Save Image. O salvați la voi în calculator unde doriți. Lucrul acesta cred că îl puteți face și de pe mobil, bineînțeles, să puteți salva o imagine. După aceea, mergeți aici la Upload Files și puteți selecta fotografiile sau puteți să dați drag and drop. Puteți să i puneți aici o altă denumire, de exemplu, poză din vacanță, de exemplu, descriere, test, sau poți să pui, de exemplu, nu știu, la landscape etc. Poți să pui aici ceva de genul, landscape view. E foarte important să veniți cu tot felul de idei. După aceea, o să vă a, puneți aici o categorie. Vedeți că aveți mai multe categorii. Science. Trebuie să găsiți ceva de genul landscape. Uitați, este fix așa. Și dăm după aceea confirm. După ce ați făcut lucrul acesta, imaginea voastră se va încărca. Și dacă vă dați aici, v-am zis, vă uitați pe Explore, o să vedeți tot felul de este interesante. Toate categoriile sau de exemplu, nu știu, hai să vedem landscape. Și o să vedeți voi aici members photos. Și uitați vă că cei care au aplaudat deja și sunt unele fotografii care nu au o rezoluție extraordinară sau poate sunt editate, sau poate nu sunt atât de interesante. Vedeți că încep să aibă view-uri, 4 view-uri, 2 view-uri, 3 view-uri. Unele au mai multe, altele mai puține. De exemplu, acesta are 3, acesta 15. Gândiți-vă că la 15 view-uri ori 15 cenți, asta înseamnă 2 dolari, pentru că ai aplaudat o fotografie. Și gândiți-vă că puteți aplauda aceste fotografii și să le lăsați aici, pentru că va, vor fi venit pasiv. Practic, veți face bani după ce ați aplaudat aceste poze. O chestie mai mișto, și v-am zis că dacă rămâneți până la final, vă arăt și lucrul acesta, mai aveți aici partea de marketplace. În cazul în care aveți poze pe care le puteți aplada, dar aici vă recomand să fie exact pozele voastre, este foarte mișto să aplaudați diferite poze ale voastre, pentru că acestea se vor vinde. Vedeți, le puteți și vinde aici cu o anumită sumă de bani. Bineînțeles, dacă aveți niște poze interesante, din punctul meu de vedere, contează foarte, foarte mult. Uh, contează foarte mult și câte view-uri atrage fotografia voastră, astfel dacă vă place să faceți fotografii sau faceți fotografii la diverse lucruri de pe stradă, găsiți lucruri de genul, puteți să aplaudați poze. De exemplu, eu pot să aplaudez o poză cu mașina mea, de exemplu, și automat voi putea uh, face niște bani cu ea, pentru că la un moment dat cineva poate căuta, de exemplu, o mașină să se uite mai la ea sau ceva de genul. Ca idee să știți că nu puteți face bani pentru că vă uitați la pozele voastre proprii. Lucrul acesta nu se poate, dar v-am zis, dacă veți aplada și veți căuta imagini foarte interesante, de exemplu, nu știu, puteți căuta, să zicem, City și găsiți poze cu orașe. Faza este următoarea. Nu vă bazați doar pe o categorie, pentru că mulți dintre voi veți avea tendința ca după acest videoclip să căutați poze doar cu landscape sau poze doar cu city, ce vedeți aici. Deveniți creativi și căutați, de exemplu, poze care sunt foarte interesante, care arată foarte bine, pentru că așa veți crește, vă veți crește șansele să faceți mai mulți bani. După aceea v-am zis, dacă vă place să faceți lucrul acesta, puteți să dați și pe Marketplace să le vindeți aici. Și v-am zis, dacă vă uitați, aici sunt foarte multe persoane care fac bani deja cu această aplicație. Trebuie să vă uitați la view-uri. De exemplu, 5 view-uri, 23 de view-uri. De exemplu, la 23 de view-uri, cred că, ia să vedem, 23 ori. 0.15, asta înseamnă 3 dolari și ceva. Și gândiți-vă că acestea sunt poze recente, să spun așa, care adună foarte multe view-uri. Deci, v-am zis, foarte important, click a snap, după aceea mergeți pe Google Images, căutați, selectați o imagine, click dreapta, o salvați fiind foarte important să fie pe Creative Commons, să puteți să o refolosiți, că asta este toată ideea, la Creative Commons să reputeți folosi acel conținut în scopurile proprii. Dragilor, cam asta a fost filmețul de astăzi, este vineri, vă urez weekend plăcut sau dacă vă uitați în altă zi a săptămânii, o zi cât mai faină să aveți. Oale a fost aici, numai bine, ceau!